Bună ziua! Bună ziua! Îmi cer scuze că vă deranjez. Cezar Petrescu la telefon. Domnul Catrinoiu, pot să vă țin un minut? Vă deranjez la ora asta? Sunt un coleg, sunt un coleg de-al dumneavoastră de la Rafineria Petromidia. Da. Sunt inginer de profesie, am lucrat pe mentenanță la stat pe statice, eu în principal. Am văzut articolul dumneavoastră de ieri din Libertatea. Da. Vroiam să vă felicit pentru munca pe care o faceți afară. Mulțumesc frumos. Este, știu ce înseamnă că și eu am fost expat, am plecat și eu, am mai venit, am mai plecat, am mai venit. Știți ce vroiam să vă întreb? Vroiam să vă întreb, eu acum m-am întors în România, vroiam să vă întreb, legat de articolul ăsta văzându-l, am văzut că ați lucrat cu doamna de la Libertatea, care a făcut articolul. Da. Ce vreau eu să vă întreb, că am avut și discuții cu niște colegi aici la noi, în Petromidia, din articolul ăsta, din articolul care este deosebit de lucrat, reiese printre altele faptul că dumneavoastră ați reușit în Anglia ceea ce în România nu reușiți sau nu ați reușit cum trebuie. Asta se înțelege și se înțelege de fapt, și asta vreau să vă întreb puțin să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că se înțelege din articol faptul că de fapt trebuie să pleci din țară pentru a reuși să faci cu adevărat, să realizezi ceva. Domnul Cezar, ce să vă zic, acum nu știu, v-am zis, și eu am avut experiență, am lucrat în Petromidia cu dumneavoastră, cred că ne și cunoaștem, îmi zice ceva numele, dar nu vreau să mă înșel. Ne cunoaștem, am lucrat puțin, da, ne-am văzut noi pe acolo, da. Posibil, da. Ce să vă zic? Da, nu știu ce să zic. Nu simți ajutorul în România. Toată lumea vrea să te ia, să te muncească, să te plătească cum vor ei. Negocierea o fac ei, nu mai faci tu. Și în condițiile astea, pentru ce să te mai faci sau de ce să te mai chinui? Una la mână, a doua la mână, toată lumea nu-ți dă un răgaz. Adică, ok, bun. Mai subcontractat ca și subcontractor. Vin cu o echipă de oameni. Poate nu ești mulțumit de oamenii mei ca beneficiar. Dar dăm și mie un răgaz, o lună de zile, două luni de zile, că știți destul de bine că ducem vremuri grele și forța de muncă nu e. Nu mai avem forță de muncă. Ne chinuim ca să putem să o strângem. Așa este. Deci toate dezamăgirile astea am decis să renunț, să mă las. Poate sunt optimist, asta nu înseamnă că blamez România sau nu-mi vezi țara. Nu, vreau să mă întorc înapoi să reîncep afacerea înapoi, dar nu simt că nu-i momentul acum. Am înțeles. Eu știți de ce v-am sunat? V-am sunat din cauza faptului că dacă citești cu adevărat articolul, vezi de fapt foarte multă suferință și dezamăgire. Că ăsta e o realitate, da? Este acum, domnul Cezar, ce să vă zic? Așa este. Mi se pare dumneavoastră că n-ar fi dezamăgire în... Nu, eu generalizez acum. Nu numai eu. Poate sunt sute ca mine, dar n-au curajul să vorbească. Așa este, dar din articol, ce vreau eu să spun este, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră ca să înțeleg dacă a fost cu adevărat intenția dumneavoastră. Din articol, de fapt, articolul se vrea o instigare sau o încurajare la a-ți părăsi țara. Deci din articol, nu, stați puțin să vă spun. Deci doamna când a făcut articolul, deci dacă citești cu adevărat articolul și am întrebat 20 de colegi de la noi, să știți, dacă citești articolul ăla, de fapt, modul în care faptele prezentate de dumneavoastră sunt prezentate acolo, sunt puse, modul în care e gândit articolul este făcut în așa fel încât să te îndemne să-ți părăsești țara, să te duci să-ți cauți de muncă ca imigrant. De fapt, asta vroiam eu să vă întreb. Dacă dumneavoastră ați discutat cu cei de la Libertatea să facă în felul ăsta articolul, că asta a ieșit. Păi m-am spus eu, doamne, cum să fac articolul. Eu am dat interviu, doamna m-a întrebat, eu i-am răspuns. Dumnezeu, l-a repetat. Nu am spus, doamne, faceți articolul așa. Nu, am chiar înțeles. N-am niciun gând. Cărească Dumnezeu să... De pentru prima oară când dau un interviu, Nu, greșit. Deci nu am nicio legătură. Uh-huh. Așa, ce să vă zic, că nu sunteți prima persoană. Mulți au zis, băi, e bun articolul. Zice. Și eu am simțit-o ca și cum, nu ca și că să ne forțează să plecăm afară.
Este făcut în așa fel încât este o invitație în a-ți părăsi țara din cauza... Știți care e ideea? Și eu am avut firme și eu mai am firme, suntem mulți care suntem în situația asta. Însă fata asta care a făcut articolul, ea este moldoveancă. E o fată frumoasă și tânără, o cunosc, o știu. Ia, da, deci nu este glumă, să știți. Însă, ce vreau să spun este că oamenii ăștia au luat faptele dumneavoastră, care sunt deosebit de demne și de curate și de serioase. Nu, e posibil, am povestit viața. Da, da. Cum mă cheamă, i-am povestit ce fac acolo. Dar tipul da. Ce a făcut ea a fost să preia informațiile astea și să le așeze în așa fel, în așa mod în articolul ăla, încât să cine citește articolul ăla este îndemnat să-și părăsească țara, să fie dezarmat și că nu poate face nimic aici, să fie deznădăjduit și să fie trist la sfârșit, înțelegând că de fapt aici degeaba stă. Asta este ideea la care ajungi după ce citești articolul, prin prisma faptelor dumneavoastră care sunt deosebit de normale. Eu am și zis, obiectivul meu, una dintre întrebări care au fost aici, doamnă, obiectivul meu e să stau până în decembrie anul ăsta și după aia am de gând să rămân acasă să mă apuc înapoi de ce vreau să fac. Nu știu dacă să mai mă apuc de afacerea mea, dar o să încerc să fac o afacere de familie în agricultură în care pot să o controlez eu pentru că nu mai e forță de muncă. Asta e ce eu gândesc. Am tot timpul anul ăsta să mi le pun pe foaie, să-mi creonez, să văd exact ce am și fac. Am înțeles. De unde încep și cu ce mă apuc. Noi vă așteptăm cu drag înapoi la muncă, să dar spun așa. Dar și... am doi copii și nu, chiar nu, și vorbim și cu ei. Da, recunosc, i-am întrebat, că am fost cu fata unde stau în oraș, acolo e un centru universitar. Și am zis, frate, zic, fata e clasa a 7-a, trecea 8-a acum. Numai mâine, nu-i pe mine, o să termine liceul. Și mă gândesc, vă dați seama, mă gândesc la viitorul copiilor mei. Că așa este. Cine care este părinte se gândește la viitorul copiilor lui. Da. Și chiar i-am zis, vorbeam și cu soția și i-am spus, zic, băi, zic, dacă vrea și are gânduri să vină la facultate în afară, zic, n-am ce să fac, să vin să muncesc ca să pot să o susțin acolo. Așa este, dar să știți că și eu am fost afară și am lucrat peste un deceniu și în Anglia și prin Olanda și peste tot. Este foarte greu și afară, nu e ușor. Nu, ferească Dumnezeu, dar n-am zis că e ușor. Deci da, nu, deci nu este... să leagă că am aplaudat chestia. Nu e ușor. Nu, ușor, dar oamenii ăștia, haideți să vă explic de ce vă sun. Oamenii ăștia au folosit interviul dumneavoastră în așa fel, pentru că ei, de fapt, ei au o campanie în libertatea asta, mă înțelegeți? Cei care sunt la capul acestei redacții acum... Sunt niște evrei, da? Și ei au un plan foarte bine pus la punct zilnic cu tot felul de porcării din astea pe care ei iau, în care ei iau fapte normale și reale și le transformă într-un mod, le modifică înțelesul. Mă înțelegeți? Adică interviul dumneavoastră este foarte ok, dar mesajul pe care îl transmite ceea ce scrie ea acolo, modul în care o face de fapt, este... de a arunca o umbră foarte mare asupra societății noastre, așa cum e, bună, rea, cum o fi, mă înțelegeți? Pentru că un tânăr care citește și pune mâinile în cap, spune, băi, dar ce fac eu aici? Eu trebuie să plec de aici, mă înțelegeți ce vreau să zic? Și să știți că nu este neapărat, nu este, eu acum înțeleg că de fapt nu ăsta a fost mesajul dumneavoastră. Dar nu, domnul Cezar, încă o dată mă repet, e ca și cum aș sta acum cu dumneavoastră de vorbă și mă întrebați. Da, am înțeles, am înțeles. Ce fac eu acolo și am înțeles. Cine sunt, ce am făcut și ce fac eu acolo. Da, da. Asta a fost, înțelegeți? Am înțeles, da, am înțeles. La niște întrebări. Da, înțelegeți? Da, da, da. Da, mai departe ce s-a... Ce s-a făcut cu el, nu mai știți. Da, absolut. Am înțeles. Gata. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult eu și vă doresc... Eu scuze că s-a ajuns așa de foarte și... Da, nu știu. Nu, domnul Catrinoiu, s-a ajuns? Nu. S-a ajuns la asta pentru că ceea ce dumneavoastră a spus a fost modificat în așa fel și pus într-o așa structură încât ei au obținut ceea ce au vrut ei și anume să arunce o foarte mare... umbră de neîncredere asupra potențialului nostru ca țară și ca oameni, că de fapt asta au făcut ei. Da? Au arătat faptul că dacă te duci și deci degeaba te chinui să fii antreprenor aici,
că mai bine te duci afară și ești plătit mai bine, dar ei n-au spus că domnul Catrinoiu are 11 ani de muncă în România, că domnul Catrinoiu a avut 20 ceva, 30 de angajați, că domnul Catrinoiu muncește de când l-a făcut măsa săracu. Mă înțelegeți? Da. Ea a zis doar, domnule, dar aici de fapt concluzia este că degeaba stai să te chinui în căcatul ăsta de țară, că tot în Irlanda primești 5.000 de lire, dar și acolo trebuie să muncești o normă jumate și să stai în schelă pe schelă și în condiții... Nu fac schelă, nu. Eu ca activitate, da, schelă am făcut și în Petromidia, dacă așa, dar știu, nu. Știu, acolo știu. M-am reprofilat, v-am zis, sunt pe instalații. Instalații, că i-am explicat și domnului, domnule, deja vă voi explic. Fac instalații sanitare, dar suntem până la faza de... Facem și partea de mecanică. Da, am înțeles. Deci am venim cu izometriile și le conectăm și în utilaje. Da, da, totuși ați avut 250.000 de euro, cifră de afaceri în urmă cu câțiva ani. Mi-au spus colegii, deci ați avut firma, a fost foarte... Ați mers bine cu ea, ați avut angajați ca lumea. Adică... Am avut, domnul Cezar, dar ce să vă zic acum? Nu știu, chiar m-aș bucura să ne cunoaștem, dar... Ce să vă zic? Da, eu... Vine și eu problemele mele. Așa este, bineînțeles, bineînțeles. Oamenii ăștia au luat informația dumneavoastră, care este una foarte frumoasă și demnă de lăudat, da? Munca dumneavoastră, și au pus-o în așa context, în așa fel și în așa mod, încât să arate și să sublinieze ceva rău. Asta vreau să vă spun dumneavoastră, că de fapt ăștia de la Libertatea, care este de fapt, asta e amanta lui Hopulele, îl cheamă pe ăla cu care este ea, moldovenii, e moldovean, că din Iași, da? Fata asta, redactora asta sau cum să-i spunem noi, jurnalista asta, a făcut în așa fel, la comandă bineînțeles, astfel încât să arunce o umbră asupra... Chiar și asupra meseriei noastre, până la urmă, mă înțelegeți ce vreau să zic? Da, eu înțeleg ce spuneți. Atâta tot, de-aia vreau să vă spun, că sunt deosebit de perverși și de nenorociți, de fapt. Adică ea nu a prezentat povestea dumneavoastră într-un mod corect, mă înțelegeți? A prezentat-o într-un mod trunchiat, deformat, care să pună, să arunce o mare umbră de neîncredere asupra potențialului nostru și asupra ceea ce noi facem și să îndemne la emigrare. Mă înțelegeți? Am înțeles. Da. Bine. Vă doresc multă sănătate, domnul Cătinoiu, și să ne vedem, cu să bine. Ne vedem sănătoși. Nu-i problemă. Lăsați că toate, timpul le rezolvă pe toate, să știți. 100%. Sănătate multă și să aveți grijă de copii și de familie. De asemenea, vă mulțumesc mult de tot. O seară plăcută. La revedere. Sănătate. Nu mai vine.